În video de astăzi ne-am gândit să abordăm un picuț problema declarației unice, a cărui termen se apropie încet, încet, 25 mai 2024, așa cum știm cu toții. E vorba de declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Mai prescurtat, declarația unică, sau alții cum o știu, declarația 212, cum o găsește pe site-ul ANAF, unde se descarcă. Declarația aceasta, 212, cuprinde toate veniturile care le realizează o persoană fizică, atât sub formă de activități independente, cât și sub alte categorii de venituri și contribuțiile sociale, CAS, CASS. În video de astăzi vorbim despre activitățile independente desfășurate de persoane fizice, impuse în sistemul real, cât și la normă de venit. Cuprinsul declarației unice este împărțit în două capitole. Capitolul 1 se referă la impozitul pe veniturile realizate și contribuții sociale datorate în anul 2023, deci închiderea anului 2023, iar la capitolul 2 al declarației, impozitul pe veniturile estimate, norma de venit a se realiza în România și contribuții sociale datorate în anul 2024. Deci așa e structurată declarația unică. Veniturile în activități independente, acestea sunt activitățile independente realizate în baza activităților de producție, comerț, prestări de servicii sau din profesii liberale, inclusiv în baza contractului de activitate sportivă, pentru care plătitorul nu are obligația reținerea în sursa impozitului. Persoanele fizice completează câte o subsecțiune pentru fiecare sursă de venit. Dacă avem asociere fără personalitate juridică, se completează declarația având în vedere venitul net estimat, distribuit, care le revine din asociere. Asociere fără personalitate juridică, cum sunt întreprinderile familiale, societățile profesionale de avocați, care sunt constituite din mai multe persoane fizice. Cum am zis, structura declarației se prezintă sub formă de capitolul 1-2023, închiderea anului 2023, regularizarea impozitului pe 2023 și a contribuțiilor sociale datorate, și capitolul 2, ce privește estimarea anului 2024. Ce se trece în declarația unică? Venitul realizat din România sau în străinătate în anul 2023, venitul estimat sau norma de venit a se realiza în România în anul 2024, impozit pe venit final, contribuțiile sociale datorate în anul 2023 și, după caz, în anul 2024. Termenul de depunere, așa cum am zis, este 25 mai 2024 sau 30 de zile de la data producerii evenimentului, dacă începem o activitate în cursul anului sau obținem venituri din cedarea folosinței bunurilor. Modalitatea de depunere, așa cum știm, prin intermediul Serviciului Spațiu Privat Virtual, acel SPV, sau pe site-ul e-guvernare.ro cu semnătură electronică calificată, sau cei care nu au semnătură electronică sau SPV pot depune în format LETEC direct la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confirmare de primire. Rectificarea declarației. Declarația o putem rectifica de contribuabili din propria inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior. Și ce se rectifică? Impozitul pe venit și contribuțiile sociale, modificările datelor de identificare a persoanelor fizice, unor date referitoare la categoria sau sursa veniturilor, alte informații prevăzute de formular. Se întocmește rectificarea declarației, se întocmește pe același formular, bifând cu X căsuțele aflate pe prima pagină a formularului, capitolul 1 sau capitolul 2 după caz, depinde ce rectificăm pentru anul 2023 sau anul 2024. Se completează înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială. Da? Deci completăm tot, inclusiv cele care nu se modifică. Declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de rectificativă selectată la capitolul 1 sau capitolul 2 sau la ambele capitole. O declarație rectificativă care rectifică ambele capitole, deci ambii ani, 2023 și 2024, trebuie să aibă bife la ambele capitole. Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie anului de impunere, deci până la 31 decembrie anului 2024. 4. Reguli generale. Se completează pe sursă și categorii de venit. Se completează câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit, așa cum am zis. Nu se atașează documente justificative la declarație. Se completează și se depune de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de impozitul pe venitul din activități independente sau impozitul pe venit din activități agricole, silvicultură sau piscicultură. Se completează și se depune de către persoane fizice care nu realizează venituri, dar care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale, CAS sau sănătate, CASS, dacă vor să se asigure. Capitolul 1 pentru anul 2023, așa cum am zis, regularizarea impozitului pe venit, contribuțiile sociale pe 2023 și veniturile estimate în anul 2024. Și acum începem cu secțiunea 1I1, unde sunt activitățile independente impuse în sistem real, I1.1. Completează persoanele fizice care realizează în mod individual sau într-o formă de asociere venituri în bani sau natură din activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real pe baza datelor din contabilitate. Și completăm la litera A. Prima dată vedem ceea ce se completează, după care vedem și practic pe formatul declarației. La categoria de venit se bifează căsuța activități independente, la determinarea venitului net sistem real, forma de organizează se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității, care poate fi individual, asociere fără personalitate juridică sau entități supuse regimul transparenței fiscale. Individual, dacă e activitatea individuală, asociere fără personalitate juridică, dacă este întreprindere familială, societate de avocați. Căsuța modificarea modalității formei de exercitare a activității se bifează doar în cazul în care schimbăm modalitatea de exercitare a unei activități independente. De exemplu, de la normă de venit trecem la sistem real în timpul anului de raportare. În condițiile continuării activității. Obiectul principal de activitate înscriem codul CAEN principal al activității desfășurate. Sediu completează adresa sediului sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală. Documentul de autorizare, contractul de asociere, se înscrie numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă și data emiterii acestuia. În cadrul asocierii, se completează numărul contractului de asociere care a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia. Data începerii sau încetării activității se completează doar de către contribuabili care încep sau încetează activitatea în anul pentru care se depune declarația. Deci, pentru 2023, doar dacă am început în anul 2023, completez data începerii activității sau încetării activității. Numărul de zile scutire, doar în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit. Și așa cum am zis, în declarație avem secțiunea I1.1, da? Deci am bifat activități independente, sistem real, individual, codul CAEN, adresa sediului, numărul documentului de autorizare și data începerii activității. În acest caz este 2022. După cum vedeți, nu am completat la data începerii activității, data încetării activității, nimic, pentru că nu am început activitatea în anul 2023, în anul de obținerea a veniturilor. La litera B completăm acum datele privind sumele. Venitul brut, înscriem venitul total sau echivalentul în lei sau venitul în natură încasate în anul de raportare, activitatea de bază, cât și în activitățile adiacente. Cheltuieli deductibile, potrivit legii, așa cum zice și numele, înscriem cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, cele care îndeplinesc condițiile din codul fiscal pentru a fi deduse. La venit net anual, înscriem diferența dintre rândul 1 și 2. Dacă venitul e mai mare ca și cheltuielile, înscriem la venitul net anual. Dacă cheltuielile sunt mai mari ca veniturile, înscriem la rândul de 4, pierdere fiscală anuală, care se recuperează. La pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți, înscriem pierderea pe care o aducem din urmă. Sunt mai reprezentând pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți potrivit codului fiscal. La venitul net anual recalculat, înscriem venitul net anual recalculat, reprezentând diferența dintre venitul brut minus cheltuieli, minus pierderile anterioare. Și la rubrica venit anual impozabil redus se completează impozitul anual datorat, în situația în care în anul de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau după compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat o pierdere de reportat, se înscrie cifra 0. În situația în care anul de raportare contribuabil a înregistrat venit anual recalculat, rubrica nu se completează. Nu se completează pentru că aceasta se va stabili ulterior la secțiunea I4 după ce se va mai scădea eventual CAS-ul și alte sume, o să le vedem la timpul potrivit. Și atunci, în declarația unică, avem la secțiunea I11B venitul brut, 100.000, cheltuieli deductibile, 40.000, venit net anual, 60.000, pierderi fiscale din anii precedenți, 10.000, rămâne un venit net anual impozabil de 50.000 de lei. După cum se vede, rândul 8, impozitul anual datorat nu se completează pentru că, așa cum am zis, o să se stabilească ulterior la secțiunea I4, da? Când se regularizează și impozitul. În situația în care avem o asociere între o activitate sub formă de asociere, cum am zis, întreprindere familială sau societate de avocați, se completează la rubrica venit, se completează doar venit net anual, cu suma reprezentând venitul net din asociere, distribuit contribuabilului conform contractului de asociere. Da? Deci aici nu mai completăm venituri și cheltuieli. Acestea se completează în declarația pe care o depune pe puiul asocierii, declarația 204. Avem și aici pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți, venitul net anual recalculat, diferența dintre venitul net anual și pierderile reportate, și rubrica impozit anual datorat nu se completează tot așa pentru că la secțiunea I4 se va face regularizarea acestuia. Să vedem pe declarație. La rubrica venit brut nimic, cheltuieli deductibile nimic, așa cum am zis, acestea sunt trecute în declarația pe cuiu asocierii, declarația 204. Se trece venitul net anual, repartizat pe fiecare participant în asocierea respectivă, conform contractului de asociere, 100.000, să zicem, pierderi din anii precedenți, 5.000, rămâne venit net anual impozabil 95.000. Și vedem mai departe cum se regularizează la secțiunea I4. Acum ajunge la secțiunea I4, la stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități independente impuse în sistem real. Deci suntem la sistem real, da? La rândul 1, suma veniturilor nete recalculate în activități independente. Se preia suma calculată anterior, CAS datorată. Se înscrie contribuția de asigurări sociale datorată potrivit titlului 5, contribuții sociale obligatorii, deci cât este CAS-ul, cu mențiunea că nu trebuie să fie plătit, da? Deci trebuie doar să îl menționăm aici, dacă cumva l-am declarat. Costul de achiziție al aparatelor de marcate electronice fiscale, se trece la rândul 3. Dacă avem o asociere fără personalitate juridică, costul acesta se împarte în funcție de cota de participare corespunzătoare pentru fiecare asociat. Venitul net anual impozabil se înscrie diferența dintre suma veniturilor de rândul 1 și CAS. Da? Venitul net anual impozabil redus se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat când beneficiază de scutirea de la plata impozitului. Și la impozit anual datorat se completează cu suma reprezentând 10% din venitul net anual impozabil de la rândul 4, da? Din care scădem, în limita impozitului, evident, costul de achiziție al casele aparatelor de marcate electronice fiscale, acele case de marcat, cu mențiunea că anul 2023 este ultimul an pentru care se oferă această posibilitate să se scadă din impozit costul casei de marcat. Începând cu anul 2024, costul casei de marcat va reprezenta o cheltuială deductibilă și practic doar 10% din costul casei va fi scăzut din impozitul datorat. Da? Nu ca în 2023, integral se scade din impozit. Să vedem o declarație la secțiunea I4, așa cum am zis, la rândul 1, da? 50.000, CAS datorată, 9.000 de lei, da? Deci probabil atât am stabilit. Și ca exemplu, costul de achiziție la aparatul de marcate electronice fiscale, 1.500 de lei. Deci suma veniturilor la rândul 1, 50.000 de lei. Contribuția la CAS se datorează la 12 salarii, începând cu 12 salarii. Salariul minim pe 2023 se ia la 3.000 de lei, 12 salarii ori 3.000, 36.000. Deci la 36.000 de lei încadrez și atunci 36.000 ori 25% este 9.000 de lei. De aceea este CAS acolo 9.000 de lei. Deci din suma de 50.000 scădem 9.000 CAS-ul și ne rezultă un venit anual impozabil de 41.000 de lei. La acesta aplicăm 10%, așa cum am zis anterior, ar fi 4.100 de lei, din care scădem costul casei de marcat 1.500 de lei și rezultă un impozit anual datorat de 2.600 de lei. Deci vedeți ce mult face acum costul de achiziție al casei de marcat. Începând cu 2024 va fi doar 10% din impozit, pentru că se consideră ca și cheltuială deductibilă. Bun, la secțiunea I7, ultimul an în care se poate redirecționa până la 3,5% din impozit către o entitate non-profit, ONG, bursă privată. Se completează de contribuabili care dispun de destinația sumei de 3,5%. Foarte important, entitatea respectivă trebuie să fie la momentul plății acestor sume de către organul fiscal. Ele trebuie să figureze în registrul entităților, unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Dacă nu sunt în acel registru, suma nu se va redirecționa de către ANAF. Suma în lei nu se completează dacă nu se cunoaște exact, se va distribui de ANAF în funcție de impozit. Să vedem aici cum este în declarație. La secțiunea I7, da? Bifăm susținerea unei entități non-profit, unități de cult, până la 3,5%, deci aici nu se scrie 3,5%, poate să fie 1, 2, fiecare cât consideră. Denumirea unității, deci la suma lei nu completăm nimic dacă nu știm cât este. Denumirea unității non-profit, codul de identificare cu UE este foarte important și contul bancar al ONG-ului unde se vireze bani. Bun. În ceea ce privește CAS-ul, da? El se completează la I3.1, la secțiunea I3.1. Date privind contribuția de asigurări sociale datorată, subsecțiunea se completează de către. Cine completează la anul 2023 secțiunea CAS? Cine bifează această căsuță? Persoane fizice care îndeplinesc condițiile cumulative de mai jos, și anume, au realizat în anul fiscal de declarare venituri în activități independente, în acest caz, sau din drepturi activitate sportivă, sau din drepturi de proprietate intelectuală. Deci noi acum ne axăm pe veniturile activității independente. Deci prima condiție care trebuie să îndeplinească, să bifăm CAS, este să obțină venituri activității independente în anul 2023 și să fi estimat venituri în declarația anterioară, venituri mai mici decât 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net brut anual cumulat, da, pentru 2023 în final, să fie cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară. Cu alte cuvinte, am estimat sub plafon de 12 și, în realitate, am realizat peste plafonul de 12 salarii. Atunci sunt obligat să bifez această căsuță la CAS I3.1. Pentru anul 2023, la stabilirea plafonului minim anual, se utilizează nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată de 3.000 de lei, prevăzut în HG 1447 pe 2022. Cine mai completează această rubrică CAS? Cei care au realizat activități independente, dar când au depus declarația estimată, da, anul trecut, au utilizat un alt nivel al salariului minim garantat în plată decât cel de 3.000 de lei. Pentru că, așa cum știm, din octombrie a fost majorat salariul de la 3.000 la 3.300 și era o degringoladă, nu știa lumea la ce salariu se raporteze și unii au estimat la 3.300 de lei. Ei, acum trebuie să depună declarația și la CAS să-și calculeze contribuția la salariul de 3.000 de lei. Aceasta se folosește pentru anul 2023. Cine nu datorează CAS, da? Că sunt și unele persoane care nu datorează CAS și nu trebuie să bifeze căsuța la I31. În situația în care au estimat în anul fiscal de raportare un nivel de 12 salarii minime brute pe țară, da? Deci au estimat 12 salarii, iar venitul brut este sub nivelul de 12 salarii minime brute pe țară. În acest caz, nu datorează contribuția de CAS, excepție fac doar cei care deja au plătit. Au optat pentru plata contribuției. Această plată se va folosi, nu se restituie, se va fi valorificată la stabilirea cuantumului pensiei, a punctajului și așa mai departe. Deci banii ăia nu se pierd, se vor calcula la pensia persoanei respective. Sau dacă persoane sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, cum ar fi avocații, notarii, deci aceștia sunt asigurați în sistemul lor de pensii și plătesc ei acolo contribuția de pensie. Sau dacă sunt pensionari. Pensionarii sunt exceptați de la CAS la activități independente. Sau dacă, potrivit legislației europene aplicabile, nu se datorează contribuții de asigurări sociale în România. Au o asigurare care e valabilă în altă țară și, potrivit legislației europene, nu datorează contribuții de asigurări sociale în România. Deci aceștia nu datorează CAS pentru anul 2023. Bun. Acum să vedem cum completăm. Secțiunea I31. Date privind contribuția de asigurări sociale datorată. Se completează căsuța. La căsuța am realizat venituri între 12 salarii minime brute și inclusiv 24 de salarii minime brute pe țară. Dacă se realizează venituri între 12 și 24 de salarii, așa cum și zice denumirea. La căsuță am realizat venituri cel puțin de 24 de salarii minime brute pe țară, se bifează dacă am peste 24 de salarii. La venit anual cumulat realizat de activități independente, se completează veniturile nete realizate din România și din afara României. Baza anuală de calcul a CAS este venitul ales pentru plata CAS, se completează baza anuală de calcul a contribuției de CAS, respectiv venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât 12 sau 24 de salarii după CAS. Și la rândul 3, CAS datorat, se completează contribuția de asigurări sociale, în cota standard de 25%. Să vedem în declarație cum arată la secțiunea I31. Da? Deci dacă am venit de 50.000 de lei, mă încadrez în tranșa de 12 salarii, 24 de salarii, de la 36.000 la 72.000 de lei. Da? Bifez, am realizat între 12 și 24. Trec venitul net anual din activități independente 50.000. Baza anuală de calcul este la 12 salarii, 36.000 cel puțin. Poate să fie la 40, la 50, depinde cât vreau să mă asigur, am o pensie mai mare. Și CAS-ul automat se calculează 25% din 36.000, 9.000 de lei. Da? Deci asta în ceea ce privește CAS-ul. În ceea ce privește CASS-ul la activități independente, sistem real pentru anul 2023. Da? Suntem tot la capitolul 1 2023. Cine completează secțiunea I32 pentru CASS? Persoanele fizice care au estimat în anul fiscal curent, deci în 2023, venituri mai mici de 6 salarii minime brute pe țară din următoarele categorii: activități independente, drepturi de autor, asociere cu o personalitate juridică, cedarea folosinței bunurilor, venituri în activități agricole, silvicultură, piscicultură, venituri din investiții, aici între dobânzi, dividende și mai departe, venituri din alte surse. Iar venitul brut, deci au estimat sub plafonul de 6 salarii, iar venitul brut realizat este cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe țară. Deci aceștia bifează secțiunea I32 pentru CASS la capitolul 1 2023. Încadrarea în plafonul de 6, 12, 24 de salarii se face prin cumularea următoarelor venituri. Venitul net brut sau normele realizate la potrivit articolul 68-69 după caz, venitul sau câștigul net din investiții stabilit conform articolul 94-97 din codul fiscal. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul dobânzile încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2000. 18. În cazul venitului din alte surse, se numea venitul brut sau venit recuzabil din alte surse, potrivit articolul 114. Da? Cu mențiunea că și aici, evident, salariul pe care se ia în calcul la 2023, salariul minim, este de cel de 3.000 de lei. Deci, și cei care au folosit un alt salariu minim, da, poate au folosit 3.300 de lei, să zicem, au obligația să depună această declarație la rubrica I32 și să-și calculeze contribuția de sănătate la salariul de 3.000 de lei, la plafonul de 3.000 de lei, plafonul să fie raportat la 3.000 de lei, pentru că, așa cum am zis, acesta este salariul minim stabilit pentru declarația unică la capitolul 1. Cine nu datorează CASS-ul. Da? Acesta nu se datorează în următoarele situații. Sunt niște situații, și anume, persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la articolul 154. Acolo sunt înșirate toate persoanele fizice care sunt exceptate de la plata CASS. Sau persoanele care, conform acordurilor internaționale, nu datorează contribuții de sănătate în România. Acum, e foarte important, în cazul în care persoanele au estimat că realizează peste 6 salarii minime, da? Deci au realizat au estimat în 2023 peste 6 salarii minime, automat au intrat în sistemul de asigurări sociale de sănătate prin depunerea declarației unice, deci au beneficiat de asigurare de sănătate, dar în realitate, acum, la 2023, când face calculul, când depune declarația, constată că veniturile sunt sub 6 salarii minime brute pe țară. Ce se întâmplă? Și nu au avut calitatea de salariat în 2023 și nici nu fac parte din niște categorii de persoane exceptate de la articolul 154, ei vor datora contribuția de sănătate la 6 salarii minime pe țară, așa cum au estimat, pentru că au beneficiat de asigurare de sănătate în tot acest timp. Și depun declarația respectivă. Aceleași prevederi se aplică și în cazul persoanelor fizice care au estimat că realizează în anul fiscal curent venituri peste plafonul de 6 salarii minime brute pe țară, da? Și-au dat seama că nu realizează 6 salarii, au depus o declarație rectificativă, da? Prin care n-au manipulat CASS, deci practic au eliminat-o, da? Dar ele totuși datorează CASS la minim, pentru că el, în momentul în care a depus declarația unică inițială cu peste 6 salarii minime, din același motiv, ei deja figurau în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Și, prin urmare, aceștia trebuie să completeze acum cel puțin 6 salarii la I32. Da? O să vedem. Și atunci completăm la secțiunea I32 astfel. Am realizat venituri între 6 și 12 salarii, am realizat 12 și 24, am realizat cel puțin 24 de salarii minime brute. Venituri realizate pentru încadrarea ca plătitor de CASS. Aici completăm suma venituri realizate din România, atât din activități independente, din investiții, din cederea folosinței bună, toate, da, în toate categoriile, și intră la, aceste plafonuri. Aceste plafoane, mai exact. La rândul 2, baza anuală de calcul a CASS se completează cu plafonul minim de 6, 12 sau 24 de salarii. În cazul în care venitul brut este realizat mai mare sau cel puțin egal cu plafonul minim. Suma reprezentând baza de calcul echivalentă de 6 salarii minime brute pe țară, când, dacă au estimat un venit cumulat peste 6 salarii minime brute pe țară, iar nivelul este sub, da? Deci așa cum am zis anterior, și nu au avut calitatea de salariat, ei trebuie să pună acolo o bază de calcul de 6 salarii minime, obligatorii. Și la rândul 3, CASS datorată se aplică cota de 10% la baza anuală de calcul de mai sus. Și vedem pe declarație, la suma noastră de 50.000 de lei, da? Ne încadrăm nu la 6 salarii minime, că la 18.000, la 12 salarii, care e 36.000, 24 de salarii, 72.000. Deci, cu alte cuvinte, sunt între 12 și 24 de salarii, deci bifăm căsuța respectivă, completăm veniturile pe care le avem din activități independente, din celelalte trebuie completate cu 0 dacă nu sunt, deci să nu lăsăm gol acolo pentru că ne dă eroare la validare. Și baza anuală de calcul a CASS este la salariul minim, plafonul de 12 salarii, 36.000 de lei, deci 3.600 de lei, 10%. Deci asta e cota deci ISS datorată la această sumă de 50.000 de lei. Bun, trecem acum la sistem real, la estimarea anului 2024, la secțiunea 2.1, date privind veniturile estimate din România. Cine depune? Persoanele fizice, așa cum am zis, care realizează într-o formă de asociere venituri în bani supuse impozitului pe venit din activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real. Aceștia completează secțiunea 2.1. Se completează pentru declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, deci pentru anul 2024, stabilirea de către contribuabil a impozitului anual estimat pentru anul de impunere, modificarea modului de internare a venitului net conform prevederilor codului fiscal. Și cei care desfășoară în mod individual și cei care desfășoară în forma unei asocieri fără personalitate juridică au obligația completării capitolului 2 pentru estimarea veniturilor. Completăm exact ca la capitolul 1, la capitolul 2 pentru anul 2024, categoria de venit activități independente, venitul net sistem real, forma de organizare, individual, asociere sau entități supuse regimul transparenței fiscale, sau modificarea modalității formei de exercitare a activității dacă schimbăm modul de exercitare a activității independente de la normă la sistem real, da? Sau de la sistem real la norma de venit, în condițiile continuării activității. Obiectul principal de activitate, codul CAEN, sediu, documentul de autorizare sau contractul de asociere, data încetării activității, completăm doar dacă am început activitatea în anul 2024, da? Deci așa cum am zis și la 2023, doar dacă am început sau încetat activitatea în 2023, aici doar dacă am început sau încetez activitatea în 2024, completăm acele câmpuri. Numărul de zile de scutire completăm doar în cazurile persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru că ei beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit pe acea perioadă. Cu în declarația unică, am bifat activități independente, sistem real, individual, codul CAEN, sediu, numărul documentului de autorizare, data începerii activității 2022, am completat la data începerii nici data încetării, pentru că data începerii nu e în 2024 și nici încetarea în 2024. Completăm secțiunea venit brut cu venitul brut estimat pentru anul în curs, cheltuieli deductibile, cheltuieli deductibile estimate, venitul net anual estimat, diferența dintre rândul 1 și 2, da? Venitul impozabil se completează după caz, în cazul contribuabilului care beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit, se reduce proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, sunt anumite categorii scutite, zonele cu handicap grav accentuat, și mai departe. Și la rândul, în cazul contribuabilului care nu beneficia de scutire, deci cei care nu beneficiază de această scutire, efectiv completează la rândul 3, 1 de la rândul 3. Și impozitul anual estimat se înscrie cota de 10% la venitul impozabil respectiv. Acesta este un impozit estimat care, după părerea mea, nu prea are o relevanță prea mare, pentru că oricum impozitul final se stabilește la anul 2025, prin declarația unică care se va depune până la 25 mai 2025. Această estimare contează mai mult de la asigurările sociale, o să vedem. Și atunci, în secțiunea respectivă, completăm venitul brut, 100.000, cheltuieli deductibile 60.000, estimate, da? Deci asta e estimare. Venitul anual estimat 40.000, impozabil aceea sumă, 40.000, impozitul anual estimat 4.000 de lei. Deci asta e estimarea impozitului. Dacă avem o formă de asociere, completăm nou venituri și cheltuieli, la fel ca la capitolul 1 la 2023, că avem doar venitul net anual estimat, conform cotei de participare din asociere, venitul impozabil, impozitul de 10% la ce am estimat. Da? Vedem cum completăm. Deci nu la venitul brut nu completăm nimic, cheltuieli deductibile nimic, la venitul net anual estimat, 40.000, impozitul 4.000. Le calculează automat. Deci asta la asociere fără personalitate juridică. Întreprinderi familiale, societăți profesionale de avocați, da, care sunt constituite din mai multe persoane fizice. La secțiunea de normă de venit pentru anul 2024. Ei completează cu veniturile, ei nu completează la capitolul 1 nimic pentru anul 2023, pentru că norma de venit i-au stabilit-o declarația anterioară de anul trecut. De acum completează pentru norma de venit din 2024. Să vedem cum se completează. Aceste norme de venit se determină și sunt publicate pe site-ul ANAF de către direcțiile de finanțe județene. Sunt niște acele tabele pentru fiecare județ în parte, în funcție de codurile CAEN ale activităților permise la normele de venit. Dar începând cu 2024 s-a introdus o nouă categorie la normă de venit prin legea 412 pe 2023, acele persoane fizice ca urmare a desfășurării de activități economice ca punct gastronomic local. Probabil cele la agroturism, mici producători, da? Prin legea respectivă s-au înființat și funcționează punctele gastronomice locale. Aceștia sunt impuse la normă de venit. Care regulile avute în vedere la activitățile independente la norma de venit trebuie să ținem cont? Venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul de desfășurare a activității. Da? Deci de acolo trebuie să luăm norma de venit. Pentru ajustarea normelor anuale de venit se aplică coeficienții de corecție. Sunt niște coeficienți de corecție, toți sunt publicați de către direcțiile regionale a finanțelor publice, în funcție de dacă a fost salariat, se reduce cu norma întreagă, se reduce norma cu 50%, dacă au o anumită vârstă, persoane au tot felul coeficienți de corecție a normei. În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași activitate în două sau mai multe locuri diferite. Cum se determină venitul net? Prin însumarea nivelul normelor de venit corectate, potrivit criteriilor specifice, de la fiecare loc de desfășurare a activității. În cazul în care un contribuabil desfășoară mai multe activități, pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelul normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice. Deci, tot așa, prin însumare. Și completăm la litera A, forma de organizare, individual sau asociere fără personalitate juridică, obiectul principal de activitate, codul CAEN, respectiv, activitățile de la norma de venit, sediu, loc unde se desfășoară efectiv activitatea principală, documentul de autorizare, contractul de asociere. Da? În cazul persoanei fizice care realizează venituri ca urmare a desfășurării activității ca punct gastronomic local, se înscrie numărul și data emiterii atestatului de producător sau carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Data începerii activității se completează doar dacă începe în cursul anului 2024. Data întreruperii temporare a activității, dacă sunt întreruperi cauzate de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu documente justificative. Și numărul de scutire, dacă e cazul. Da? Dar... Și atunci să vedem cum completăm la secțiunea 2.1.2, individual, codul CAEN, sediu, număr document, data. Aici am completat 1 mai 2024, data începerii activității. Am dat un exemplu în care începe în timpul anului și automat trebuie să trec și la data începerii activității, 1 mai 2024. Și evident voi calcula norma la numărul de luni afectate activității economice din anul respectiv. Norma de venit se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit de la locul de desfășurare a activității. Cazul persoanelor cu activitate de gastronomic local se înscrie norma anuală de venit stabilită prin ordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. La norma ajustată potrivit legii, da? Completăm norma de venit ajustată prin aplicarea coeficienților de corecție. Așa cum am zis, dacă a fost salariat, dacă are o anumită vârstă, se corectează norma. Aceasta se aplică și în cazul celor cu punctul gastronomic local și beneficiază de acest coeficient de corecție. La venitul net anual completează norma ajustată potrivit legii dacă a funcționat tot timpul anului și în cazul în care a funcționat doar anumite luni din an, deci activitatea a început în timpul anului sau s-a încheiat în timpul anului, se va reduce proporțional cu perioada de la începutul anului până la momentul începerii activității sau cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal în situația încetării activității la cererea contribuabilului. Dacă sunt întreruperi temporare de activitate în cursul anului, datorată unui accident, spitalizări, se înscrie respectiv norma ajustată potrivit legii, redusă proporțional și în acest caz cu perioada nelucrată din anul fiscal de raportare. Cum calculăm asta? Prin raportarea la 365 de zile. Da? Deci, dacă ne exercităm activitatea o parte din anul fiscal de raportare, raportăm norma ajustată la 365 de zile, iar rezultatul se mulțește cu numărul zilelor de activitate aferent anului de impunere. Da? Deci, așa se calculează cât anume suma respectivă la perioada de funcționare din an. Venitul impozabil se completează după caz astfel. În cazul contribuabilului care beneficiază de scutire la plata impozitului, se scrie suma venit anual redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice. În cazul contribuabilului care nu beneficiază de scutire, se înscrie suma de la venit anual și impozitul este 10%. O să vedem în exemplu. În norma de venit 72.000 de lei, asta e norma anuală, da? Deci ar fi o normă de 6.000 de lei pe lună. Am zis că persoana respectivă a început în mai 2024. Deci, practic, a funcționat mai, iunie, iulie, 8 luni de zile din anul 2024. Deci 8 ori 6.000 este 48.000 de lei. Deci venitul net anual este 48.000 de lei, da? La norma ajustată trecem tot 72.000 de lei, pentru că nu o ajustăm în funcție de dacă e salariat sau zicem că n-a fost salariat, nu are anumită vârstă. Trecem 72.000, la venitul net anual trebuie să trecem venitul ajustat pentru perioada redusă proporțional la 8 luni, deci 48.000 de lei, norma, da? Și impozitul este 4.800, 10%, 4.800 de lei. Se privește CAS-ul la estimare. Cine bifează CAS-ul la estimare? Cei care îndeplinesc condițiile cumulative de mai jos. Două condiții. Au realizat în anul fiscal de declarare venituri unei activități independente și estimează pentru anul curent venituri sau norme anuale de venit, a căror valoare este cel puțin 12 salarii minime. Deci estimează peste plafon. 12 salarii minime, salariul minim raportat la 2024 este 3.300 de lei, da? Deci este la 39.600. Deci dacă estimez venituri peste 39.600, eu trebuie să bifez acum la secțiunea 221 CAS-ul la estimare. Cine nu completează secțiunea CAS, ca și pentru anul 2023, cei care sunt asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale sau în situația în care au calitate de pensionari, dacă au venituri de proprietate intelectuală și sunt și salariați, da? Sunt scutuți de CAS, sau cei care, potrivit legislației europene, nu datorează contribuții de asigurări sociale în România. Ca observație, cei care încep să desfășoară o activitate independentă și estimează cel puțin 12 salarii, venituri, trebuie să depună declarația în 30 de zile de la data producerii evenimentului. De asemenea, cei care, timpul anului, se încadrează într-o categorie exceptată de la plata CAS, în 30 de zile trebuie să depună declarația unică și să-și recalculeze contribuția datorată pentru perioada în care sunt exceptate de la plata CAS. Da? Dacă, de exemplu, se pensionează și în timpul acesta, cât are pensie, nu datorează CAS-ul. Recalcularea contribuției, cum se face? Păi, odată se modifică plafonul anual corespunzător numărului de luni de activitate. Încadrăm venitul net brut realizat în plafonul recalculat de la litera A. Rectificăm venitul ales, care nu poate fi mai mic decât plafonul prevăzut la litera A. determinarea contribuției datorate prin cota de 25% la plafonul recalculat. În situația în care venitul net sau brut este mai mic decât plafonul minim, nu se datorează contribuții de asigurări sociale. Dar persoanele fizice care realizează venituri sub plafonul, da, de 12 salarii, pot să se subifeze CAS, să se asigure, dacă vor să aibă contribuție la pensie, și datorează pensia atunci la 12 salarii minime brute pe țară. Deci, prin opțiune, poate să opteze. Se completează după cum urmează. Total venit estimat pentru încadrarea capitolului de CAS, scriem venitul estimat, obțin venitul peste plafonul minim, aici dacă suntem între 12 și 24, peste 24 sau obțin venituri peste plafonul minim recalculat. Dacă are o altă contribuție, altă bază impozabilă decât 12 sau 24 de salarii, la plafonul minim recalculat. La avem și căsuța de la litera B, dacă sunt venituri sub plafonul minim, dar se optează totuși pentru plata CAS, da? Venitul anual ales pentru plata CAS se completează, care nu poate fi mai mic decât 12 salarii în cazul în care ambii fac căsuța A, 24 salarii la căsuța A2 sau plafonul minim stabilit ca urmare a recalculării la litera A3. La rândul CAS datorat se aplică conta de 25% la nivelurile precedente. În declarație, la secțiunea 221, avem venitul estimat pentru încadrarea capitolului de CAS, 40.000 de lei. Observăm că suntem la 12 salarii, 12 ori 3.300, 39.600. Deci, bifăm căsuța A1, obțin venitul între 12 și 24 de salarii minime, 39.600 venitul ales. Este minim, că pot să aleg 40.000, pot să aleg 45.000. Dar minim 39.600, CAS-ul datorat 9.900 de lei. Observăm că față de anul 2023 a crescut cu 900 de lei, înainte era 9.000 de lei. În secțiunea privind CAS-ul, la estimare în anul 2024, aici sunt niște modificări la persoanele fizice din activități independente, în sistem real, cât și în normă de venit. Cine completează secțiunea respectivă? Persoane fizice care realizează în anul curent venituri din activități independente. Observăm că aici nu mai zice dacă peste plafon, peste 6, peste 12, peste 2, nu mai. Orice persoană fizice care realizează venituri din activități independente trebuie să bifeze CASS la estimare în 2024. Și cei care, din alte categorii de venituri, da? Din drepturi de autor, asociere cu personalitate juridică, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură, investiții, alte surse, din toate acestea, realizează un venit de cel puțin 6 salarii minime brute pe țară. Deci, 6 salarii ori 3.300, 19.800. Da? Deci 19.800 este 6 salarii. Bun, deci reținem orice persoană fizică autorizată, persoană fizică cu activități independente, în sistem real sau normă de venit, indiferent ce venit va realiza, de să bifeze CASS și din alte categorii de venituri, doar dacă estimează peste 6 salarii minime brute pe țară. Cine nu completează? Cei care sunt exceptați de la plata contribuției și cei care, potrivit legislației europene aplicabile, nu datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate în România. Încadrarea în plafonul respectiv de 6, 12, 24 pentru alte venituri de cele din activități independente, da? Deci aici ne referim doar la cele venituri, se realizează prin cumularea următoarelor venituri nete, norme de venit estimat la următoarele categorii de la articolul 150 litera CF, la câștigul din investiții. În cazul veniturilor din dobânzi, se iau în calcul sumele plătite diminuate cu impozitul reținut, da? Deci aici e foarte clar. Și din acest an este foarte clar la dividende. Dividendele se iau în calcul dividendele plătite diminuate cu impozitul reținut. Deci e clar că se ia dividendele nete. Da? Deci, cum nu mai există niciun dubiu. și venitul brut impozabil din alte surse, și acesta se ia în calcul la aceste plafoane de 6, 12, 24 de salarii minim. Cei care încep în cursul anului să realizeze venituri de la litera CH, dacă au nivelul cel puțin 6 salarii minime multe pe țară, 19.800, plafonul, termen de 30 de zile trebuie să depună declarația unică și să lipeze contribuția de sănătate. Dacă persoanele de mai sus estimează un venit anual cumulat sub 6 salariile minime brute pe țară, ei pot să opteze pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în condițiile articolului 180. Da? De ne referim doar la acele venituri, nu la acele venituri din activități independente. Cum o completăm? Avem două secțiuni. Secțiunea pentru activități independente, de la articolul 155, alineatul 1, litera B, baza anuală de calcul cu suma veniturilor nete realizate din una sau mai multe surse din activități independente. Da? Baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe țară în vigoare. Deci plafonul maxim la activități independente este de 60 de salarii. Da? Plafonul ar fi la 198.000 de lei. Deci, practic, nu poți să plătești mai mult CASS la activități independente de 19.800 de lei, deci 10%. La determinarea bazei anuale de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale prevăzute la articolul 118. La rubrica aceea CAS datorată se aplică 10% la baza anuală de calcul stabilită mai sus. Bun. Aici o să vedem în declarația unică, da? Deci avem baza anuală de calcul, 40.000 de lei, la venitul estimat, da, pe care l-am estimat. Automat se calculează CASS, 4.000 de lei. Deci aici nu mai avem la fond de 6, 12, 24 de salarii. La rubrica CASS, pentru celelalte categorii de venituri, din dreptul de proprietate intelectuală, bursă, investiții, cedarea folosinței bunurilor, sau mai departe. Am aici plafoanele de 6, 12, 24 de salarii și în funcție de asta bifez. Dacă sunt între 6 și 12, 12, 24, peste 24, am și opțiunea de, dacă sunt sub plafonul minim și optez pentru plata CASS, atunci în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea capitolului de CAS este sub nivelul de 6 salarii minime brute pe țară. Valoarea contribuției este la o bază de calcul de 6 salarii minime dacă declarația se depune în termenul legal sau la numărul de luni rămase până la următorul termen al declarației mulțită cu salariul minim. Sau pot fi persoane fără venituri și optez pentru plata CASS, atunci tot așa datorez la 6 salariile minime și sunt asigurat. Iar cei care realizează venituri din natura celor, deci realizează venituri și se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției, ei pot să depună în 30 de zile declarația de la data la care intermite evenimentul și să-și recalculeze obligația de plată, având în vedere că sunt persoane exceptate de la plata contribuției de CASS. În cazul activităților independente, avem aici o precizare. Așa cum am zis, nu poate fi mai mare de 60 de salarii, da? Baza de impozabilă, dar mai avem o prevedere foarte importantă din acest an, în 2024. În cazul în care baza de calcul este mai mică decât 6 salariile minime brute pe țară, asta se va stabili la anul, în declarația finală pentru anul 2024, da? Cazul în care venitul este mai mic de 6 salarii minime brute pe țară, da? Persoanele fizice datorează o diferență de contribuții sociale până la 6 salarii minime brute pe țară. Da? Deci, cu alte cuvinte, am realizat 10.000 de lei, am cota de 10%, 1.000 de lei. Dacă nu mă încadrez în niște excepții pe care le vedem imediat, voi datora până la 1980 de lei, cât este 6 salarii, încă 980 de lei contribuții la CASS. Bine, sunt exceptați cei care au fost salariați în 2024 sau au realizat venituri din chirii, dividende, bursă, alte venituri și au o bază de calcul de 6 salarii minime brute pe țară, cât și salariile, salariații să fie cu o bază de calcul de 6 salarii minime. Sau să se încadreze la una din categoriile exceptate de la plata CASS. Altfel, sunt obligat la plata minim a 1980 de lei a contribuției de sănătate pentru anul 2024 la activități independente. Deci și cu 0 venituri și cu 1 leu și cu 2 lei, dacă nu mă încadrez la aceste excepții, datorez CASS la 6 salarii minime. Dacă luăm exemplul acela de 10.000 de lei, cum am zis, datorez 1.000 de lei, da? Dacă nu mă încadrez la excepții, mai datorez încă 980 de lei. Da? Deci, cum am zis, trag în linie în final orice persoană care desfășoară activități independente, PFA, PFI, profesie liberală, întreprindere individuală, va plăti CASS cel puțin 6 salarii minime într-o formă sau alta. Adică, în cel mai fericit caz, 1980 de lei. Dacă, de exemplu, acea persoană are venituri peste 60 de salarii, este plafonat la 19.800 CASS-ul, deci la 60 de salarii, mai are și venituri din chirii, dividende, peste 24 de salarii, o să ajungă să plătească la 84 de salarii, pentru că va plăti CASS și la PFA 19.800 și la celelalte categorii de venituri, la plafonul maxim de 24 de salarii. Deci, practic, 19.800 și 7.920, 27.720 doar numai CASS pentru anul 2024. În declarația unică se completează la secțiunea A1, se bifează în funcție de unde mă încadrez. Dacă am realizat sub 6 salarii minime, sunt la... și nu am fost în categoriile, am dividende, aici sunt la celelalte categorii, deci am, să zicem, am chirii sau dividende la între 6 salarii și 12 salarii, mă încadrez la 1980 de lei, deci la 19.800 plafon. Pe lângă asta am cei 4.000 de lei de la activități independente, deci eu o să plătesc la CASS 4.000 și încă 1.980, deci 5.980. Da? Până acum, în 2023, acestea se acumulau toate, și activități independente, și chirii, și dividende, și toate, și rezulta doar o singură plată la CASS. Aici luăm un exemplu. O persoană care estimează a estimat anul trecut sub 6 salarii, deci sub 18.000 de lei, și realizează în 2023 peste 12 salarii, 36.000 de lei. Ce va datora? Evident că a estimat sub 6 salarii, a realizat peste 12, înseamnă că va datora CASS. CAS nu, pentru că CAS-ul se datorează doar peste, dacă are peste 12 salarii, datorează și CASS și CAS. De aceea s-a bifat și I31 și I32 la capitolul 1 pentru 2023. Deci, venit 100.000, cheltuieli 50.000, 50.000, deci 50.000 mă încadrez în tranșa de 36.000 până la 72.000 de lei, între 12 și 24 de salarii. La CAS, bifez, am realizat între 12 și 24, calculează 9.000 de lei, și la CASS, între 12 și 24, la 36.000 de lei, deci 3.600 CASS, 9.000 de lei CAS. La I4 am posibilitatea să scap cei 9.000 de lei și am venit anual impozabil de 41.000 de lei și impozitul este 4.100 de lei. Un exemplu 2, estimează o persoană anul trecut sub 6 salarii și acum realizează între 6 și 12. Observăm că este sub plafonul de CAS, deci va datora doar CASS. De aceea am lifat doar secțiunea I3D. Și avem 100.000, 80.000, 20.000, da? Ca să fiu sub 12 salarii. Plafonul de la 6 salarii este 18.000 de lei, deci mă încadrez acolo. Automat nu am CAS, am doar CASS, diferez între 6 și 12 salarii, 20.000, plafonul la 18.000, 1.800 de lei. Asta e datorez acum la 25 mai. La impozit, la regularizarea veniturilor, 20.000, CAS-ul este 0, da? Deci nu am ce să scad, rămâne 2.000 de lei impozit. La exemplu 3, am estimat anul trecut 6 salarii, deci practic am bifat CASS-ul, da? 6 salarii, și am realizat între 6 și 12 salarii. Practic, aici nu se modifică nimic, pentru că am bifat CASS anul trecut, 6 salarii, acum realizez între 6 și 12, deci practic datorez CASS tot la 6 salarii, deci nu se modifică nimic. CAS nu datorez. În cazul ăsta n-am obligația să diferez I3-2, doar impozitul. Da? Deci impozitul 100.000, 80.000, 20.000, 20.000 venitul net, nu scad nimic la CAS, impozitul 2.000 de lei. Da? Ok. Mergem mai departe. Exemplu 4, am estimat sub 6 salarii, da? Și realizez între 12 și 24. Ce datorez? Evident că datorez și CAS și CASS. Sunt peste 12 salarii, deci voi datora CAS la 12 salarii, CASS la 12 salarii. Venitul 70.000, deci mă încadrez în tranșa între 12 și 24, de la 36.000 la 72.000, da? Ok. Între 12 și 24, 70.000, deci 9.000 de lei și CASS-ul 36.000, 3.600 de lei. Da? Bun. La impozit am dreptul să-mi scad CAS-ul 9.000 de lei și îmi rămân 31.000 de lei, deci 6.100 de lei. La exemplu 5, am estimat 6 salarii, deci am bifat CASS anul trecut, realizez peste 24 de salarii. Evident că voi datora un CASS nu la 6 salarii, că la 24 de salarii, și un CAS la 24 de salarii. Deci acum trebuie să le bifez din nou pe amândouă. Venitul este 90.000, da? Deci mă încadrez peste 24 de salarii, peste 72.000 de lei. Am bifat peste 24 de salarii, 90.000, 72.000, 18.000 de lei, da? Am realizat venituri cel puțin egale cu 24 de salarii minime. Plafonul este 72.000 de lei, deci 7.200 CASS. Se regularizează anul acesta. La impozit am dreptul să scad CAS-ul de 18.000 de lei, de 90.000, deci îmi dă 72.000, de 7.200 de lei impozit. În exemplu 6, am estimat 6 salarii anul trecut și realizez sub 6 salarii. E acel exemplu în care am estimat 6 salarii, am intrat în categoria persoanelor asigurate la sănătate, în sistem, am realizat sub 6 salarii și nu eram salariat în 2023. În acest caz sunt obligat să bifez din nou, să bifez CASS-ul, așa, și, deci așa cum am zis, venitul să fie sub 6 salarii, da, 10.000 de lei. Trebuie să bifez, am realizat între 6 și 12 salarii, automat completez 10.000 de lei venitul și automat o să bifeze 18.000 de lei, 1.800 de lei. Deci asta e suma pe care o voi datora, deși venitul meu realizat este sub, da? Din cauza că eu am beneficiat de asigurare, trebuie să completez corespunzător. La impozit am 10.000 de lei, nu scad nimic la CAS că nu am, rămâne impozitul 1.000 de lei. La exemplu 7, pentru anul 2024. La estimare, să vedem. Dacă estimăm sub 6 salarii, 19.800, da? Atenție, sunt persoană fizică din activități independente. Până acum, dacă estimam sub 6 salarii, n-aveam nicio treabă cu secțiunea 222 CASS. Acum, indiferent ce fac, dacă am venit unei activități independente, trebuie să bifez CASS, obligatoriu. Da? Deci bifez secțiunea CASS sub 6 salarii. Am 100 de mii, 90 de mii, 10 mii, 1000 de lei. Da? 1000 de lei. Impozitul. CASS-ul, baza anuală de calcul e 10.000, 1.000 de lei, CASS, 1.000 de lei. O să rămân cu 1.000 de lei la anul dacă venitul se va păstra. Dacă venitul va crește, evident că și CASS-ul va crește. Dacă rămân cu 10.000 de lei și nu am fost în categoriile exceptate, da? Deci nu am fost salariat, cu o bază de calcul de 6 salarii, n-am avut alte venituri la o bază de calcul de 6 salarii, voi datora în peste ăștia 1000 de lei, încă 980 de lei, baza de calcul la 1980 de lei. Da? Deci trebuie să plătesc CASS minim la 6 salarii la an. Pe lângă 1000 asta de lei, încă 980 de lei. Dacă estimez între 6 salarii, deci 19.800 și 39.600, da? Observ că nu mă încadrez la CAS încă, da? Deci rămân tot doar la CASS, deci bifez doar 222. Deci 100.000, 70.000, 30.000 de lei, deci sunt la 6 salarii, 6, 19.800 și 39.600, deci mă încadrez aici 3.000 de lei, 30.000, 3.000, automat. Cât e impozitul, atât e și CASS-ul. Dacă impozitul 3.000, CASS-ul tot 3.000. Da? Cu mențiunea că, măcar atât, că de la, pentru 2024 și CAS-ul și CASS-ul vor putea fi scăzute apoi din venitul net anual impozabil. Deci, până acum scădeam doar CAS-ul. De la anul se scoadă și CASS-ul. Dacă am estimat între 12 salarii, 39.600 și 24 de salarii, da? Deci automat trec peste plafonul de 12 salarii, bifez și secțiunea 221 CAS, da? Deci voi datora și CAS la 12 salarii și CASS la cât e venitul. 100.000, cheltuieli 30.000, 70.000, deci 7.000 impozitul, atât o să fie, ăsta e CAS-ul, da? Deci 70.000 mă încadrez la 12 salarii, 12 și 24, plătesc la 12, 39.600, 9.900 de lei, CAS-ul 7.000, așa cum am zis. CASS-ul e 7.000, atâta și impozitul. Cât e impozitul, atâta și CAS-ul. Exemplu 9, estimăm venituri peste 24 de salarii. Ce se întâmplă? Evident că plătim CAS la 24 de salarii și CASS la cât e venitul. Maxim la 198.000 de lei, acolo se plafonează. 100.000 venituri, brut cheltuieli 20.000, venit anual este 80.000, 8.000, 8.000 impozitul, atât o să fie și CASS-ul. CASS-ul este la 20, deci peste 24 de salarii, bifăm căsuța A2, 79.200, 19.800 de lei, CASS-ul. Bun. Acum, o persoană care începe în sistem real, în acest exemplu, dar începe în octombrie 2024 și estimează un venit de 80.000 de lei. Evident că la acest venit estimat, clar că este peste plafoanele de 12 salarii, deci va bifa și CAS, și evident CASS-ul nu își pune problema, aia se bifează automat by default. Dar pentru că a început în octombrie 2024, practic el a funcționat doar octombrie, noiembrie, decembrie, deci 3 luni. Da? Deci 80.000 venituri estimat, cheltuieli deductibile 15.000, venitul net anual estimat 65.000, 6.500 de lei. Da? Deci 6.500 este impozitul estimat. Pentru partea de CAS, da? Legea zice că am dreptul să recalculez plafonul la numărul de luni de activitate pentru care am avut venituri. Și dacă am avut 3 luni de activitate, da? Plafonul... Deci venitul anual estimat 65.000 de lei, la care trebuie să mă încadrez cu plafonul de CAS. Observ că mă încadrez la 12 salarii, adică 12.039.600, mai puțin decât 78.200, da? Deci mai puțin decât ăla. Și atunci recalculez plafonul astfel, 39.600, deci plafonul, 39, așa, ori 3 împărțit la 12, 9.900 de lei. Deci este plafonul recalculat pentru 3 luni de activitate. Dacă venitul meu anual estimat de 65.000 mai mare decât acest plafon recalculat, datorez CAS la acest plafon recalculat de 9.900 de lei. Și atunci la venitul net, aici bifez A3, obțin venituri peste plafonul minim recalculat, și la venitul net anual ales pentru CAS pun 9.900, baza respectivă, și CAS-ul se calculează 2.475 de lei. Da, deci doar pentru CASS am această posibilitate a recalculării plafonului. La CASS nu se recalculează plafonul, venitul net anual este estimat 65.000 de lei, deci 6.500 este CASS, automat 10%. La fel, la o normă de venit care începe în timpul anului, aici am ales la 1 martie 2024, norma anuală pentru această activitate, să zicem că ar fi 84.000 de lei pe an. Automat trebuie să bifez CAS, CASS, da? Pentru că deja depășesc plafoanele și de CAS și de CASS. Și te vedem, la norma de venit completăm 84.000 de lei, da? La norma ajustată potrivit legii, aplicăm coeficienți de corecție, dar aici nu e cazul, pentru că nu e salariat, nu, să zicem că nu are peste o anumită vârstă, deci lăsăm tot 84.000 de lei. La rândul 3, în schimb, trebuie să ajustăm norma în funcție de perioada de activitate din an, adică el a funcționat din 1 martie, deci practic a funcționat 10 luni din an. Da? Și atunci, norma anuală 84.000 ori 10 împărțit la 12, 70.000 de lei. Deci eu trec 70.000 de lei aici, impozitul e 7.000 de lei. Să vedem acum CAS-ul cum se recalculează. Norma anuală este 84.000 de lei, venitul net anual, norma ajustată pe 10 luni de activitate, așa cum am zis, e 70.000 de lei. Deci aici m-aș încadra la plafon, tot așa, la plafonul de 12 salarii la CAS, nu depășesc 24 de salarii. Da? Și atunci, plafonul recalculat la 10 luni de activitate, 39.600 ori 10 împărțit la 12 ne dă 33.000 de lei. Dacă venitul net anual, norma ajustată la 10 luni de 70.000, mai mare ca acest plafon recalculat, datorez CAS la plafonul recalculat de 33.000 de lei. Se bifează A3, obțin venituri peste plafonul minim recalculat, venitul net anual ales minim este acest 33.000 de lei și CAS-ul datorat 8.250 de lei. Deci acesta este CAS-ul. Așa cum am zis, la CAS nu se recalculează plafonul, 70.000 de lei, norma ajustată, CAS-ul e 7.000 de lei. Banii jos, ochii la ușă. Și cu asta vă mulțumesc tare mult. Azi aici am prins activitățile independente în sistem real și normă de venit, în ceea ce privește impozitul, dar la CAS, CASS am prins și alte categorii de venituri. Vă mulțumesc pentru atenție.